Începem? În conformitate cu dispozițiile articolului 9, aliniatul 1 din legea 215, republicată, completată și modificată, ați fost convocați pentru astăzi în ședința ordinară a Consiliului Local prin dispoziția 457 din 12 octombrie 2017 a domnului primar. Consilier, domnul vice, n-a ajuns, dar... Nu vine, pentru că... Are, da, are. Deci 14 și motivat domnul vice, da? Nu, nu, la avizare. Nu? La ora cu schimbul. Fiind prezenți majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Pentru început, la ordinea de zi pe care ați primit-o dumneavoastră, se mai adaugă un proiect de hotărâre privind preaderarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurile Europene prin Campania Națională de Investiții a amplasamentului destinat construcției căminului cultural și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, reabilitare, modernizare, extindere și dotare a așezământului cultural din Comuna Oituz, Sat Oituz, Județul Bacău. Și încă un proiect de hotărâre. Nu? Nu, întocmit avizul. Așa. Până la urmă să țării care aproape. Apoi, printr-o adresă primită azi dumneavoastră de la ADIP, pe care am adus-o și dumneavoastră în sală, se retrage după ordinea de zi proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor serviciilor CRAP, altele decât cele pentru apă și canalizare. În consecință, supun spre aprobare ordinea de zi, așa cum am modificat-o, completată cu acel proiect și cu retragerea celuilalt. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Înainte de a intra în ordinea de zi, supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 29 septembrie 2017, dacă sunt modificări. Dacă nu sunt, supun la vot acest proces verbal. Cine este pentru? Mulțumesc. Așa cum a fost opțiunea dumneavoastră din ședința din luna august, președinte de ședință a fost ales domnul consilier Apostu Dorel, pe care îl invit să preia conducerea ședinței. Mulțumesc. Domnul Dorel, v-a spus cu asta. Având în vedere că acest proiect este urgent, care l-am adăugat, vrem să supunem în discuție primul. Deci, proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene, prin Compania Națională de Investiții, a amplasamentului destinat construcției căminului cultural Oituz și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, reabilitare, modernizare, extindere și dotarea așezământului cultural din Oituz, Județul Bacău. Ieri, când am fost aici, am vorbit cu domnul Bâscă și a spus că vine el la ședință să îmi spun exact. Poate să mă spun despre ce da, ascultăm de o primă. Noi trebuie să anulăm, că noi a fost aprobat proiectul ăsta odată. Numai că acum ne bagă să scrim și suma care o alocăm noi pentru demolare. Noi ni s-a aprobat să facem și un teren sportiv, o sală de sport și eu am vorbit acolo la autoritățile superioare, zic, domnule, aprobați-ne prin CNI ce avem noi terminat acum, proiecte și toate astea, și atunci ne-au susținut să începem proiectul ăsta, că era început de, pe timpul domnul Osoloș și au rămas moarte acolo. Și acum se urgentează și trebuie mâine să merg la București cu hotărârea de Consiliu. Dar până la ora 9 trebuie să o transmitem. Și am renunțat la asta, am zis că poate încercăm la anul să facem o sală de sport, dacă sunteți de acord, dar în primul rând să terminăm ce am început. Că dacă începem toate și nu terminăm, nu facem nimic. Că toate astea a costat bani. Cu studii de fezabilitate. Ieri a trebuit să ne ducem la Bacău să trimitem studiu geologic. Și avem toate, am scos la urgență cartea funciară și mâine să trimitem la Bacău. Că asta e, de asta e urgența. La București. Ca să intre în alocarea banilor. Vă mulțumesc. Domnul consilier, întrebări pentru domnul primar. Vă rog, domnul. Vin cu propunerii, dacă se poate acum sau să se țină cont pentru viitor. La început am ținut un moment de reculegere pentru
Olga Tudorache, actriță care este fiica satului, propun ca acest nou cămin care urmează să fie construit să poarte numele dânsei. Aici pot să vin cu asta. M-am interesat și la nomenclatorul stradal. E foarte greu să dăm niște nume la, dacă nu avem aprobarea nu numai Bacău, a oameni, a neamurilor. Nume de scriitor sau... Nu putem da nici nume de scriitor, trebuie să căutăm moștenitori, urmașii și dacă își dau cu acordul lor. Cam vrut să dăm și la străzi. De-aia la străzi ne-am gândit să dăm flori, treburi din asta. Dacă ne dă, este, putem să o facem și cetățean de onoare, deci post mortem se pot face. A fost cineva în teatru și în asta. Dar dacă vă ocupați, domn Petrișorice, n-ar strica. E frumos, e frumos. Și cu domnul Oprean, că este și director de cămin și vom încerca să căutăm rudele. Vedem rudele. Pentru a identifica și să vedem și care este baza legală. Eu personal o să-mi acord timp pentru acest aspect. Da, e un lucru frumos. Ce să vă spun. Propunerea e foarte bună. E foarte bună. Domnul consilier, mai aveți întrebări la acest punct, la acest proiect? Nu, domnul. Atunci să spun la vot. Cine este pentru? Domnul consilier, intrăm în ordinea de zi și avem spre dezbatere proiectul de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și executarea activității de audit politic intern. Aveți materiale? Avem aviz. Da. Avizul la comisie este favorabil. Vă rog discuții pe această temă. Domnul Petrișor. Apreciez și mă bucur pentru că se încearcă să avem și un audit intern. Este un post foarte, foarte bun și util pentru conducerea autorității publice locale, pentru că este o analiză a managementului. Doar că acest acord sunt câteva aspecte care îngreunează pe viitor activitatea noastră. Nu este prevăzut în primul rând un preț măcar estimativ. Încetarea colaborării din această asociere se face prin HCL și ea intră în vigoare, dacă am înțeles bine, după 3 ani de zile, ceea ce este destul de neplăcut. Dacă, să-ți dau un exemplu, dacă costurile se ridică undeva la 350 de lei, până la 400 de lei se retunjește suma și se duce către filiala Bacău. Dacă se poate răspunde câte comune vor fi în această asociere. Care sunt asociația la Arcol, probabil. Da. Da, și de la asociația comunelor. Comunelor, da. Dar nu știu, cum vreo 12-13. Pentru că se propun 3 auditori. Nu, sunt 40. Păi nu, dar să-ți zic cât un auditor este un auditor pe județ. Deci să faci un auditor pe județ. Deci nu ne poți. Taxa nu ne costă mult, că s-a discutat la... Nu, știți ce se întâmplă? Că noi ne-am mutat de pe când ăsta, se discută de foarte... Ai vorba și de bani, e bine să ne... Nu, să ne e o taxă, e o taxă care ne anuală. Păi, dar de ce nu-i prevăzut în contract, în cadrul? Păi, dar trebuie... E o taxă de 100 de lei, nu e urmă. Nu, cotizația. Da, e cotizația. Cotizația, da. E cotizația, dar... Taxa pentru audit va fi cu toată. Deci ăla se strânge și auditul își face pe periodic din taxa respectivă. Toate comunele din acord presupun că plătesc ceva ca să plătim auditorii, că ea nu plătește. Nu, dar auditorul se angajează, noi ca primărie nu putem să plătim auditorii. Păi putem, că avem post în organigram, dar nu vine nimic. Dar nu știu, dar nu putem noi să plătim, să luăm din afară, nu, legal nu este. Și atunci s-a discutat la nivelul comunelor. Și când am fost la București, la adunarea primarilor, s-a ridicat problema a nu știu câta oară. Că unii vrea, unii nu vrea. Și după aceea s-a organizat și la nivel de județul Bacău și
s-a ales președinte, s-a ales toate astea și a venit de mai demult a venit, dar acum vine legea care te obligă. Bine. Eu personal, deci apreciez această inițiativă și este utilă. Doar că această formă de asociere are câteva aspecte care pe noi ne afectează pe viitor. Și sunt câteva neclarități. Dacă îmi permite să fac o, o asemănare, această asociere este un fel de adis 2. Și riscăm să ne, să ne subordonăm politic la nivel județean, ceea ce pe mine personal nu mă, nu mă va controla pe mine, ci tot conducerea primăriei. Eu propun să se contracteze o firmă de audit și să se încheie un contract strict pentru noi. Că se poate. Să se contracteze o firmă de, de audit. Atât. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamne Renunță, dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte despre proiectul cu auditul public intern. Am văzut pe raportul din domeniul dumneavoastră. Prea este în domeniul meu serviciul de audit, e separat, serviciul contabilitate, ba chiar independent ar trebui să fie, independent de serviciul de contabilitate. Deci, conform legea auditului și ultimelor modificări, nu, serviciul de audit nu se poate face prin contract de prestări servicii. Dar așa cum știți, suntem asociați, da, la Asociația Comunelor din România, care au hotărât să înființeze un serviciu de audit în cadrul lor. Prin acțiunea asta am putea să beneficiem și noi de acest serviciu. De aceea s-a supus Consiliul Local să se ia hotărârea dacă sunteți de acord cu asocierea, cu asocierea ați fost de acord cu crearea acestui serviciu în cadrul Asociației Comunelor. Deci, acesta este obiectul hotărârii. Da? A, proiectului de hotărâre. Acum, ce se hotărăște... Ca și costuri? Ca și costuri. Aici e vorba. Cât trebuie să plătim noi ca pentru serviciul nu avem încă o analiză făcută și transmisă de asociație că noi o să participăm. În mod logic, ar trebui să fie un cost mai mic decât am avea un om salariat în cadrul primăriei. În alte ordine de idei, acest post a fost scos la concurs și nu s-a înscris nimeni. Acum, dumneavoastră hotărâți, dacă el se va scoate la concurs și va fi aici, în cadrul primăriei, sau ne vom asocia... Dar știți că am vorbit pe tema asta, nu-i recunoscut la nivel de primărie. Practic, firmele de audit sunt separate, vine, face un control, ei și-au pus pantula și atunci când vine alte controle, ce au controlat? Dacă e calificat în domeniul primar. Domnul primar, noi avem în organigram acest post creat. El, în mandatul trecut, a fost scos odată la concurs. Nu a participat nimeni. Concursul s-a organizat de către... ANFP, nu la noi. Așa că eu cred că cheltuielile vor fi mai mici. De când am suportat un salariat. Cam 4 comune, nu? Fiem înseparat doar pentru comuna noastră. Legal nu poți. Și legal nu avem voie. Prin contract de prestări servicii nu se poate efectua acest serviciu de audit. Da. Este specificat. Și s-a modificat. Nu avem o taxă anuală, exact cum suntem la timp și la asta. Și ei ne dau serviciile, că ei nu vin. Fiindcă nu cer. Deci, serviciul nu va fi în acea taxă. Nu, așa, e așa au zis. O altă cheltuială. Nu, nu. E taxa de asociere, altceva, ceea ce am zis mai înainte. Se va stabili o altă parte, pentru că e cum este. Automat nu vom plăti o taxă, pentru că și auditorii trebuie să plătiți la nivel din județul Bacău. Dar vor fi comune care vor plăti un domn, dacă suntem de acord să înființeze la nivelul asociației acest serviciu de asociere. Mulțumim, doamna Nuța. Domnul consilier Ionel, aveți cuvântul.
În structura Asociației Naționale a Comunelor din România apare și filiala aceasta județeană pentru ca structură a organizației comunelor. Auditul se va înființa conform acestui proiect de hotărâre la nivelul filialei județene. Din cifrele care sunt prezentate în raport și în expunerea de motive, rezultă că probabil vor fi 3-4 comune pentru un auditor. Deci cota parte care revine comunei, Coituz, va fi de 1 a 3 sau 1 a 4 dintr-un salariu întreg, care l-ar plăti dacă și-ar angaja un auditor în cadrul comunei. Mie mi se pare o idee foarte bună, bine gândită și bine analizată. Treaba este rezolvată în sensul că se poate organiza la nivelul de asociație, la nivelul filialei județene asociației comunelor, un asemenea audit ca să facă auditul la toate comunele județului. În care trebuie. Deci cheltuiala va fi mai mică, va fi o treime sau un sfert, la care se va adăuga și cheltuielile cu transportul celor care vin, iar auditul va avea un anume sediu, probabil în comuna Săucești, probabil va trebui să le contăm și cheltuielile de transport. Sediul va fi în Bacău, pentru că ca toate comunele care au aderat la acord, să aibă legătură directă cu sediul acordului, da, sau ce. Problema e că se vor face niște deplasări și alea trebuie să... De contat. Și cheltuiala va reduce cam la jumătate. Nu la o treime, nici la o pătrime. Cam la jumătate. Că s-a dat o cheltuie cu diurne, cu transportul, da, vor fi cam așa. Dar oricum, jumătate nu e una treime. Așa că mie mi se pare bună. Și eu am... Chiar interesantă și foarte bună. Una din temele care le au control când vine curtea de conturi este și faptul dacă unitatea administrativ teritorială respectivă a fost sprijinită de un audit. Este obligatoriu să avem o formă de organizare a auditului, iar această idee cu acolo este foarte bună. Nu putem să nu aderăm și noi. Domnul Consiliu, având în vedere că și Comuna Oituz este membru Asociației Comunelor din România, consider că este oportun să ne asociem la filiala județeană pentru acest audit. Cine? Mai sunt discuții pe această temă? Sunteți de acord cu acea prevedere în care retragerea se poate face după 3 ani de zile, dacă am înțeles bine, dacă am citit bine? Așa scrie. Da, așa, după 3 ani. Adică, bun, noi susțineți în totalitate, dar nu luați chiar totul la grămadă. Analizați bine. În situația în care vor exista neînțelegeri, se încetează prin hotărâri de Consiliul Local și abia după 3 ani de zile ieșim din această asociere. Cred că măcar asta o putem modifica. Să nu stăm 3 ani de zile. Nu putem modifica din punctul meu de vedere, pentru că ăsta este acordul cadru pe care îl semnează toate. Adică dacă fiecare ar veni cu modificări, s-ar face un haos total. Adică asta este forma cadru pe care o supun atenției tuturor consiliilor locale care fac parte din acord și dacă sunteți de acord în forma asta, din punctul meu de vedere, nu poate fi modificat. Nu ai cum să modifici. Atunci, din păcate, eu nu susțin. Adică mi se pare... treaba ta. Asta este cadrul. Da. Cei care votează... Și așa frumos și în acel lucru. Da. Cine este pentru proiectul de hotărâre? Deci 13 și abțineri. Eu mă abțin. 3, 2. Domnul Petrișor, dacă nu plătim, oricum e exclus, să știți. Gata, noi facem asta, dar dacă nu plătești, exclude ei. Dacă nu-ți convine ceva, automat te exclude, pentru că am fost la ședință și au fost 1000 și una s-a discutat pe chestia asta o zi la București. Și domn primar a fost și se discută de 4 ani treaba. Auditul trebuie să existe la obligator. Eu am vrut să comand un audit și nu, legal nu este. Nu poți să din banii pe prestări serviciu, nu poți să-l faci. Proiectul este foarte bun, doar că sunt anumite aspecte care nu sunt puțin din punctul meu de vedere. Da, dar eu vreau să spun, dacă nu plătești, te exclude orice asociație în care ești înscris, te exclude dacă nu plătești.
Că nu, nu-ți bagă o condiție dacă te retragi, dacă te retragi, nu te ieși niște bani. Deci, în următorul proiect de hotărâre privind aprobarea inovației contractului de închiriere înregistrat cu numărul 1185 din 2-2-2004. Materialele aveți, avizul este de la comisie dat favorabil. Rog discuții pe această temă. Am eu o întrebare. Da, domnule. Și scurtă. Vorbim în referat de 19 locații. Aici număram numai 16. Ceva nu e regulă. Eu am numărat 17 pe lista prezentată de... Dar unde vorbim de 19? Dar privind aprobarea... Păi 19 zăcăminte. Dar eu am 19 zăcăminte, sunt cele transmise noului titular. Nu avem noi treabă cu contractele de închiriere. Sunt transmise 17. Păi da, dar... zăcămintele, probabil în același loc, sunt două zăcăminte. Eu am luat de adresa 19 zăcăminte. Nu, 15 contracte. E vorba de zăcăminte de petrol, să da, înțeleg. Da, da. Adică pe o... Eu n-am dat de închiriere, sunt două, trei tipuri de zăcăminte. Adică nici nu știu câte zăcăminte. Păi te-am numărat, 2, 3, 17. Și din cu acea referat, zice 19. Nu. 19 zăcăminte comerciale, da, de către nou titular se transferă, sunt 15 contracte de închiriere încheiate. Într-un contract poate fi 2 sau 3 zăcăminte. Și da, sunt 3, într-un contract de închiriere sunt 3 locații diferite și de acolo ies doar 18. E, asta, unul s-au pierdut, vreau să întreb, dar dacă nu e regulă. Da, e clar. Nu, dar pe noi nu ne interesează câte zăcăminte s-au transferat, pe noi ne interesează că se inovează toate cele 15 contracte de închiriere încheiate. Ne interesează din punct de vedere al prății. Acum nu mai plătească o NGO, să plătească noua firmă care zic că sunt modificate. Da, dar Mazarini va prelua contractele de închiriere încheiate cu OMP, toate... Petromul s-a asociat cu Mazarini. Dar asta și firmă. Dacă îmi permite și mie aici, mă bucur că s-a schimbat proprietarul de la Slănic Moldova, deja ăștia, OMV-ul, a făcut o grămadă de ilegalități. Deci drumul, domnul primar poate să ne spună, drumul de la Brezoaia a fost drum județean, s-a transformat în drum sătesc. S-a transformat, dar ei au zis de-a lor că e drum petrolivian. Și ei l-au cadastrat fără nicio ăsta, că ei nu sunt proprietari pe pământ. Și l-au cadastrat. Uite așa, nu a venit, și acum eu am vorbit la asta, deci nu se poate cadastra nici drumurile astea printre loturi, că a dat omul și ăsta de uzufruct. Nu se poate, că am vorbit la prefectură. Și a zis, noi îi punem să plătească peajul și să ne dea în judecată, să vedem cum l-a cadastrat. A zis că asta e cea mai bună formă. Dar drumul de la Ferăstrău până la Muncei, e tot petrolier? O porțiune a noastră și tot l-a băgat tot petrolier. Și noi acum trebuie să ne gândim în Consiliu dacă e avantajul nostru să le luăm. Că asta înseamnă întreținere. Da. Mare avantaj, dar drumul dai în proprietate română, nu e niciun și avantaj. Sau ne facem și mergem pe pierdere, că asta, cu toate că ăsta care e la Brezoaia, deci Slănicu vrea să închidă trecerea prin Slănic la camioane și vrea să facem o asociere cu drumul ăla, să treacă camioanele care exploatează și plus drumul ăsta de la Codreanu dincolo, spre Bolovanu, lui Dă. Au venit la mine să facem prin PNDL. Nu, prin PNDL nu putem, că s-ar oameni în cap. Și am zis, reușim să facem prin fonduri europene, că în ăsta e băgat și tornatorul. Și acum a rămas cu domnul primar de la Slănic să încercăm prin
fonduri europene, o asociere. Și dacă asfaltăm, să e foarte bine. Și atunci și partea elantă trebuie să o rezolvăm cumva. Știți? Pentru că ar fi în avantajul primăriei, luăm bani. Pentru tot tranzitul ăla să ia bani. Iajul. Noi am neglijat treaba asta, dar Curtea de Conturi ne-a atenționat cu treburile astea. Uitați, încep lucrări de exploatare și nu vine niciunul. Eu i-am atenționat deja și pe cei de la Ocolul Silvic Brețcu, au început lucrări la ieșire din ăsta, exploatare forestieră, și au stricat unde a făcut noi un șans, că am fost amendați, că a aruncat gunoaie acolo, și i-am pus în vedere să vină să-și anunțe că au lucrări acolo și să vină să ne cheme când termină să le dea la curățenie. Deci sunt foarte multe treburi de rezolvat și cu drumurile astea în general. Și acum când facem transferul, o să vedem, o să vorbesc și eu cu ei, să vedem, îi transferă drumul, pentru că ei nemai având acolo, să ne dea drumul nou, că la Slănic îi dă drumul. Domnul Nenu știe. Drumul ăla până la Bolovanul de la Cerdac, el cedează primăriei Slănic. Acum trebuie și noi să facem pașii ăștia, numai că trebuie ajutorul din ăsta. Că o să, poate o să cheltuie ceva bani, dar e păcat să pierdem atâtea drumuri. Da, mulțumim, domnule. Domnul Mosire, discuții pe acest tem, dacă mai sunt. Domnule, drumul ăsta de la Peivaia nu se poate asfalta niciodată. Fostul primar de la Slănic, cu relații care le avea la București, a încercat, s-a făcut un studiu și a zis că nu rezistă asfaltul datorită eroziunii solului atunci când intemperiile vor fi majore. Dar nu se va putea asfalta. Adică nu se poate asfalta asta de la Căliașa de periculos, sau de la Ferăstrău, prea muncie acolo. La prezentă și corbi multe și pericol de surpare. Da. Mulțumim, domnul Bar. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Mulțumim. Trecem la următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetare pentru trimestrul 3/2017 a OATF Comuna Oltu, județul Bacău. În Comisia Buget Finanțe a primit aviz favorabil. Discuții pe acest sistem, domnul consilier. Da, domnule, eu mulțumesc. Am înțeles că vrea să spun ceva. Da, bun. Nu sunt discuții, să pun la vot. Cine este? Asta e procedura. Proiect de hotărâre privind reactualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Oltu, județul Bacău, precum și inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Oltu, județul Bacău. La Comisia de Agricultură am înțeles că a primit aviz favorabil. Aveți cuvântul, domnul Bac. Înainte de a le da cuvântul, aș vrea să atrag atenția consilierilor locali care au un interes în problema supusă dezbaterii consilii local, au obligația conform legii să se abțină de la vot. Așa, dacă considerați că avem interes personal, altfel hotărârea este nulă de drept. Știam. Problema se pune așa, că sunt inventarul ăsta dacă s-a făcut și faptic sau numai scriptic. E numai scriptic. Fapte de ce nu s-a făcut, că sunt foarte multe anomalii în inventarul ăsta. Sunt drumuri care nu sunt numerotate, sunt drumuri, porțiuni de câte 50 de metri care poartă un număr, care nu sunt prinse în inventar, care sunt prinse chiar aiurea în inventar, nu corespund cu realitatea. Vă dau numai două exemple. Deci drumul care coboară cu numărul cadastral 3223. Este măsurat de mine cu kilometraj tras la zero. Și nu numai acel număr, până încălcăm mai multe drumuri, care nu corespund realității. Deci drumul 3223, drumul sărbesc, cu lungime totală de 1060 de metri, lățime de 6 metri, este de la spune coboară pe Olărești și iese la Fabianu. La intersecție cu drumul 3224. Deci nu corespunde realității sub nicio formă. Drumul care este de la Dobre, numită acolo, chiar acolo, până la Fabianu, acolo, deci nu poartă niciun număr. Numărul ăla este atașat la bucățica aia de drum de 40 de metri. Măsurat cu mine.
Este și suprafață totală, l-am măsurat cu dendro un metru, am adus, am găsit aparat, cu care am măsurat exact. Deci nu poate să spună nimeni, indiferent de cine a făcut 85 sau nu știu ce, hărțile cadastrale, deci nu corespund. Deci trebuie să facem ceva, să mergem cât de cât măcar la numarile astea, o dată pentru totdeauna să le vedem. Mai sunt și alte legi. De exemplu, scrie aici, pământ agricolă în zona Bâtcă. Unde este pământ agricolă în zona Bâtcă, domnilor consilier? Care a fost cel mai bun pământ, cel mai fertil, când a fost livada la urmă. Livada de 8.000 nu știu câte metri pătrați. Unde este livada aia și noi cumpărăm mere pentru copii? Livada aia bănesc e la Cataran. Da. Domnilor consilier, nu trebuia concesiunea lui să îndreptul sau ceva? Cum nu scrie, domnule? Nu, livada. Livada, scrie Bâtcă. Scrie livada, domnule. Livada, bănuiesc, domnul primar, bănuiesc aia. Și mai, și sunt, ca să mă uitam aici, tot așa. Teren de agricol, zonă Bâtcă. Teren de agricol, zonă Bâtcă. Cum se poate? Neproductiv. Sau neproductiv. De agricol sau neproductiv. Domnul inginer, indiferent cine a făcut, specialiștii noștri din primăria asta care spun că sunt specialiști compatibili din specialitate. Noi nu suntem specialiști aici care suntem aici. Cei cinci pe care noi ridicăm mâna sau nu, sau vedem situația reală care este. De asta este nemulțumit domnul primar, de asta sunt atent de înțelege, de asta ajungem aici să ne hârim noi prin noi, dar de asta ajungem ca să ne certăm cu domnul primar, pentru că la timpul respectiv nu s-a făcut și nu vreau să fac o dată lumină în chestiile astea. Sunt foarte nemulțumit. Am fost luni, am fost la Arhivele Naționale, am stat trei acolo, marți mă duc chiar să mă duc încă un stras din registrul cadastral al Pământului tot acolo, să le demonstrez acestor oameni că pământul care a fost în discuție la mine și la Vântul Romică este pământul părinților noștri. Haideți o dată pentru totdeauna. Președinte, vă rog frumos să consemnați în procesul global doamna Violeta și la comandamentul ăsta, dacă mai sunt discuții, de bine. Nu se intabulează aceste două drumuri în nicio formă. Pentru că aduc, deci marți, mai aduc încă aia și am fost la Asamblea Națională, trei ore am stat acolo. Este sala de studiu, am scos toate hărțile, martea, mă duc și tot absolut tot ce este necesar. Vă rog să consemnați cu autoritatea de care drumuri? 3.223 nu, și... 3.223, doamna Nicoleta, porțiunea de 50 de metri, care duce de acolo, de la mine până la Miche. Și al doilea care? Și al doilea, domnul Vântul, spuneți dumneavoastră. Este trecut în proiect. 3.274. La Miche, dar cum e lui domnul consilier? Deci mie se expropriază suprafață de teren de către comuniști, vin alții comuniști, mai comuniști, mie mai expropriază încă o dată și primăria alătură scoate la licitații terenuri aferente. Este o anomalie groaznică noastră. Deci aici e drumul meu, terenul meu și drumul ăla, iar alătura se concesionează teren. Poate să facă ieșirii domnului Mitea pe unde vor. Deci să ducă pe pământul primăriei sau pământul lor, nu pe pământul lui Ghiua. Alta mă rog. Da, mulțumim, domnul. Domnul Ionel, aveți cuvântul. Da, eu am întrebat în comisie, am invitat aici pe doamna Emilia Șomărcă, să ne spună de ce să facem inventarul în octombrie, că inventarul se face la 31 decembrie. Deci, domnule, sunt alte interese. Este vorba de introducerea în inventar a unor hotărâri ale Consiliului Local, de identificarea proprietății terenului în forma publică sau forma privată a comunei, toți în vederea efectuării unor investiții. Deci noi acum aprobăm inventarul vechi care e preluat în fiecare an. Inventarul și care astăzi nu mai corespunde. Nu mai corespunde 85. Și din cadrul pe din 1985. Da, și în 2015 mai fost da. Asta vă spun. Dacă domnul Mare care a spune că s-a luat asupra evidentă din 85. Da. Este hotărârea de guvern de la 1985, a fost făcută de Sandra, și s-a preluat în fiecare an. Acum, pe măsură ce se cadastrează, atunci avem cifrele reale, lățime, lungime și forma în care se prezintă, pe măsură ce se cadastrează. O parte s-au cadastrat, alea au cifre corecte,
să evaluează corect și cifra cât bani costă drumul ăla sau drumul aici, nu am acolo, sunt multe chestii. Tot ce este în domeniul privat și public al Comunei Gorj, tot ce este acolo. Deci noi acum nu facem altceva decât să aprobăm forma aia care a existat, la care s-a adăugat partea din piață unde se face investiție, doamne. Până la urmă asta este. Domnule, dar drumurile care au dispărut între timp, domnul Cășuneam a cumpărat o sumedenie de terenuri în Cânichiști. Este aici. A dispărut de acolo un drum de la Marton până la terenurile alea pe care era și cred că este trecut și aici, nu știu ce număr are, dar el nu mai există. Unele ne-am mai desfințat noi. Era un drum în spatele vostrii locuința lui Mocanu, care aveau trecere toți cetățenii care aveau terenuri în grădini și nu mai este pentru că domnul Cășuneam a cumpărat. Drumul din spatele casei mele, tot terenul a fost cumpărat, el nu mai există drum. Drumul de altă. În realitate și cred că în evidență el îi mai sunt. Păi, astea care le știu numai eu. Aici au făcut prin grădinii oamenilor. Dar vreau să vă spun noi acum asta facem. Să susținem o hotărâre, să susținem o investiție care la facem. Ia să pierd bani dacă nu faci asta. Domnule, să susținem cu remediile care trebuie făcute. Absolut. Ivetarul are vice. Da. Asta am cerut și eu. Da. Ivetarul are vice. Dar nu putem modifica... Nu. Eu nu zic cadastrare. Pe măsură ce se cadastrează, atunci venim cu cifrurile reale. Și asupra cantități fizice și valori. Domnul inginer, știți care e cea mai mare supărare? Acum nu e vorba numai de acel teren. Și așa nu l-am folosit și nu poate. E vorba de hărțuiri, pur și simplu. A zis fratele că și ia lumea în cap, uitați, domnul primar este de față, că nu se mai poate, de câte ori vin oamenii de acolo, nu este, îi dă cu lopata, îi dă cu sapa în cap. Dar unde suntem? Mintea aceasta sunt oameni irresponsabili. Da. Trebuie să chemăm poliția. Am chemat poliția la fața locului, le-a făcut, și după aia cum și-a pus la toate. Cu ce trebuie îmi pozează mie bătură? Chemăm mai departe, chemăm că nu se poate. De asta nu-i domnul primar și v-am spus și vă spun și acum. Este foarte simplu, a fost toată comisia aici, avem procesul verbal acolo, n-a ajuns din păcate la dumneavoastră. Ia o intrare mică, o intrare separată, domnule. Cine căjește omul ăsta aici? Domnul Boac, dacă vreți să-i răspundiți, a cerut dacă această reactualizare a fost executată faptic sau numai striptic. Asta a cerut. Că s-a întâmplat, că există anomalii, s-au făcut schimburi, s-a dispărut drumuri, trebuiau consemnate. Hârtiile au venit, dacă nu s-au consemnat, n-a fost asta. Tocmai de-aia am încercat și cu aprobarea dumneavoastră, ați aprobat bani pentru cadastrarea. Se cadastrează, să nu pierdem, că și așa sunt o grămadă de pământuri care nu le știm care sunt ale noastre. Noi dacă facem cadastru și ceva... Și ceva neregulă, dacă vreți să mă ascultați, și ceva neregulă, puteți să dați în judecată. Nu primarul, uitați, domnul primar are vechime, nu ca mine începător. Poate să vă spună, domn primar poate să dea pământul la cine vrea? Există o comisie, există, dar ca primar n-ai nicio obligație ca să rămân, să fie stabilit aici. Primarul nu poate să meargă să-l oblige pe om, mută gardul, fă gardul, închide drumul sau n-ați drumul. Nu poate. Poate un irresponsabil poate, dar eu nu pot să fac treaba asta pentru că mă duc și eu și omul la care îi dau. Plecăm în pușcărie. Pentru că eu am dat telefon, nimeni nu vrea să mă asculte. Am dat telefon la domnul Hură, la prefectură. Domnul Hură mi-a zis, nu e numai domnul Boacă nemulțumit, este o doamnă din capătul satului să ceartă, are vie peste asta. Am făcut nu știu câte notificări. Doamne Poche, vine aici că e licențiată. Dar are alu maică, dacă nu ne-a pus să scoate, ne pune la lucru și în ăsta. Oamenii au cedat drumul, că a cedat maică sa. Acum este cadastrată, are o problemă, că legea așa zice. Oamenii când l-au dat și dacă a fost prins
pe timpul lui Ceaușescu a fost prins în ăsta. Noi nu avem cum să ștergem de aici, că este hotărâre de guvern toate treburile astea. Pentru că ați vrea și eu aș vrea să vă dau să nu mai existe ceartă, dar eu nu am cale legală. Dacă aveți nemulțumiri, se dă în judecată, primăria vine cu hotărâre și îl cedează cu plăcere. Pentru că... Domnul primar, dacă este terenul primăriei, dumneavoastră puteți face sesizați organele competente. Nu neapărat să mutați dumneavoastră organul. Dar aveți obligația să sesizați organele competente, dacă considerați că terenul este a primăriei. Deci, noi practic acum s-a alocat suma de bani de 100 de mii să facem cadastrarea ca să putem să ajungem și noi undeva. Nu când primim bani, nu putem că nu avem cadastru, nu avem ăsta. Acum, credeți-mă că și cu pășunile am optat pentru domnul Căiuțeanu. Văd că ne parte cu Zăhărerul, m-am dus, domnule, căutați pe altul, pentru că eu nu mai stau după el. El știa totul, putea să ne facă repede, dar el vrea să prindă pe toată lumea și să ia de la ăsta. Și am spus, domnule, merg și fac nu după el. Credeți-mă că din greșeală s-a închis iar un drum de acces pe chestia că la Ferăstrău. Pentru că nu mai circulă nimeni acolo, dar toate casele din jur zice că se învecinează cu drum de acces. Când ne uităm mai bine și casa a făcut-o, unul Cojoc, a făcut-o tot pe un drum de acces. Are mai, mai. Și are întabulare. Păi da, și are întabulare. Și acum dăm... Cojoc material, are întabulare. Și a făcut întabulare pe un drum din ăsta. Nu e acum... Da. Păi, pentru că el i-a arătat așa, cineva i-a dat de aici, fără să se uite și s-a închis. Și acum dăm în judecată, pentru că dacă nu erau scandal cu oamenii din vecini, nu era nicio problemă. Domnul primar, la nivel de primărie există amenajament pajis și amenajament forestier. Contactați firma care a întâlnit aceste amenajamente, faceți amenajamentul pastoral. Da, domnule, acum am vorbit cu oamenii care ne fac acum cadastrarea, a zis, nu ne apucăm de al doilea lucru, până nu terminăm ăsta. Căutăm care fac și mai ieftin și mai repede, că vin oameni în cap, doamne, nu ne-ați dat pășunea, o merg cu pășunea gratuit, pas, și noi nu încasăm bani. E o problemă și aici. Și e o problemă, că sunt mai este una, doamna Rachel, o are o gură de să fugi în lume, că ea e investitor și ea are drepturi, nu știu cum să spun. Ea când a venit și a luat, că dacă ne gândim bine, acolo este și o chestie care nu-i la locul ei, știi? Noi a dat biserici și acum i-a dat ei, știi? E adevărat că îi dă tot la biserică, tot ce are acolo, dar nu e normal, știi? Nu știu dacă consilierii cunosc problema asta. Nu cunosc, da. Vreau să spun că oamenii crede că pământul primăriei are tot și poate să facă orice. Dacă când vine cu plata, că vă spun, am identificat, am plătit și amenzi, că am aruncat gunoaie peste tot. Să vedeți și pe rău, am identificat oamenii, întâi am atenționat, să iau dărmat case în loc să ducă, să întrebe, să găsesc un punct unde să pună. Au aruncat în părâul, că dacă vine apa, strică tot părâul, că mai zici de ce s-a stricat părâul. De aia se strică părâul. Pentru că toată lumea vrea idei și idei. Dacă ne contrăm și ăsta, nu face nimic. După mine a fost politic cât a fost, acum ca consilier, hai să lucrăm pentru primăria asta. Faceți cu cetățenii ce probleme au, faceți ședințe, faceți asta, ne întâlnim, discutăm și facem asta. Nu așa, cum să spun, individual. Individual nu putem face mare lucru. Dacă ne adunăm cu toții, după ce am strâns date, putem să facem. Ia să vedem, domnule primar, cum stăm cu drumul, așa zis, drumul acolului silvic privat, cel de la Ferăstrău până la Părâul Cireșului, în lungime de 3,5 km, care a fost preluat, dar nu retrocedat, de către Tornador. Eu am primit ideea să-i dau în judecată pe cei de la Ocolul Silvic privat, ca drumul să treacă din nou la Consiliul Local. Au venit alegerile, am picat, a ajuns dumneatoare, nu e nicio problemă, dar trebuie dată în judecată, pentru că cei care au făcut măsurătorul Topo, tangent, această formidabilă instituție,
din care face parte Căiuțeanu și Fănică Socaci. Fănică Socaci a făcut aceste măsurători și a trecut drumul la tornador. El n-a văzut acolo că sunt case și că acolo ăla nu poate fi leșunță, nu poate fi drum forestier. Și acum te-ai dat o judecată. Dom'le, eu dau muncă de lăburire. Acum se schimbă hotarele că au fost greșite. Eu vreau să rezolv anumite chestii ca să ne retrocedeze. N-are rost să răscolim, dar ca să ne retrocedeze sau să facem un schimb de teren. Acum a trebuit să măsurăm toate... El a fost în stare să dea 300 de metri pentru alimentarea cu apă, domnule. Asta vreau, domn primar. Ce dar nici acum nu s-a făcut 3 km și jumătate de drum? Așa se discută pe marginea temei fără să știe despre ce e vorba. Povestiți-ne dumneavoastră. Așa. Deci, oamenii au venit să-și facă conturul proprietăților. Acum, doamna Larisa poate să ne spună, a venit o comisie, se formează din nou o comisie dintre Bogdănești, Mănăstirea Cașin și Oituz, unde noi câștigăm un hectar, pentru că hotarele au fost făcute greșit. După ce terminăm cu aranjarea hotarelor, putem să facem schimbul cu apă și cu unde sunt bazele. Deci, a zis că o să ne coste foarte puțin ruperea de cadastru, dezmembrarea, că toată lumea zicea că vai, o să coste mult, că să ia totul după valoare. Nu, am vorbit cu cel care le face, da, domne, cu 300 de lei vă facem ruperea și schimbăm. Mergem în primul rând cu pasul ăsta. Acum vine ambasadorul Finlandei pe 31, că e ziua Finlandei, vine la Oituz, vine și cu cei din Finlanda, vine și cu directorul, o să avem o întâlnire, că ne-a cerut într-un loc să identificăm, să facem și noi o plantare, ei ne face pe terenul nostru o plantație de asta, fac și pe terenul lor o plantație și ne vine și șeful Consiliului Județean, ne întâlnim acolo și să discutăm mai departe cu drumul ăsta. Dacă că ei au promis că îl face cu fonduri europene o asociere, care ar fi mult mai bună dacă am face-o, pentru că fiind o asociere se pot și-ar umbla ei. Asta a fost ultima discuție. Da? Ce putere, dar ei au câștigat acum un alt drum forestier cu fonduri europene, care îl încep. Și a zis, după ce îl încep pe ăsta, încep formalitățile cu drumul ăsta. Că eu acum zic, îl luăm, dăm în judecată. Ei, până la urmă, ne cedează. Dar mă uit veșnic cu oamenii nemulțumiți. Ei, în fiecare an l-au reparat. Da, domnul primar, dar eu sunt de un an. Eu am inițiat 6 proiecte de hotărâri din exproprierea pe care o suporta cabinetul de avocator în Cherecheș. Iar acest fost consiliu local n-a vrut să ajungă asta, să-l apăsăm pe osul pe primarul actual. N-a vrut să aprobi exproprierea. Era din mult rezolvată problema izvoarelor. Dar știi că ai fost și dumneata din 2 ani de zile în consiliu. Eu am propus că e cu exproprierea, dar după ce s-au interesat, a zis că nu se poate. Bă, nu se poate. Adică, am adresele de la avocat. Era construcția făcută. Am adresele de la avocat, nu contează că era făcută sau nu făcută lucrare. Exploatarea nu se poate iniția înainte de a se demara lucrarea, nu după ce a făcut. S-a demarat lucrarea, că am și avizul de la Ocolus Chirvic, când am început noi lucrarea, nu era retrocedată. Am avizul de la Ocolus Chirvic, de la Oituz. Când a venit să semneze pentru ăsta, de ce am dat de la primărie să facă cadastru pe unde vor ei? Nu l-am dat să facă pe unde vor ei, iar le-am dat repetit și să facă cadastru. Păi da, să semnează că unde e, până unde e să mărgineze. Știi cum se semnează? Semnează 9.007 hectare, să mai găsești chichița aia de 300 de metri pătrați. Dacă mi-amintesc bine, raportul Curții de Conturi, ca măsură, este și soluționarea litigiului cu acest grup. Atâta timp a zis să soluționăm. Nu, a zis să vedem cu izvoarele, cu izvoare, nu cu drumul, cu izvoarele. S-a menționat și despre, pentru că a fost... Eu deci țin că era ceva... Au menționat, dar nu-i măsură. Eu mă zbat... Ca măsură de rezolvat? Nu. Odată ce
ești proprietar, e greu. Și te lupți cu un colos, ce să mai. Mulțumim, domnul primar. Deci, domnul președinte, dacă mă aveți... Domnul președinte, încă o remarcă. De ce nu s-a făcut și de ce nu s-a anunțat în Consiliu că se face cadastrarea și întabularea acestor drumuri? Nu trebuia să știm. Chiar ceva întâlnire. Nu s-a întabulat, dar s-a abilitat la cobățul și a măsurat acolo. Că s-a dat să vreau bani, domnul Pavel, pentru asta. De ce n-a fost anunțat? Când a început aceste... Nu e trebuia să știm și noi, măcar noi proști ăștia 15 consilieri pe care ni considerați. Cum adică? Avem unde aveți hotărârea, domnule? Păi dacă s-au alocat bani... Spuneți cum e hotărârea prin care trebuie să răsărbătoare, să întabulează drumurile și ce la tribunul. Domnule, mai aveți ceva discuții pe acest proiect? Atunci supunem la vot proiectul inițial și proiectul cu amendamentul propus de întâi forma inițială, inițiată de domnul primar. Cine este pentru forma inițială? Păi ia numărul ăsta. Stați că trebuie să număr 5, 6, 7, 8, 9, 10. Păi la atunci, că nu poate, dar nu este inițiat aici. Deci până la urmă ați ridicat mâna. Da. 3, 4, 5, 6, 8. Da. Pentru un doi. Dar țineți așa, să te-ai mai mare. Vorbești frumos așa. Și noi facem așa. Lămuriți cinția în formă inițială și în formă de aia. Păi forma în care v-a fost propusă, v-a prezentat proiectul de hotărâre. Dacă deci inițial... Domnul Bacă, am spus acolo de să punem proiectul inițial și doamnă pe dumneavoastră. Deci am supus proiectul inițial. Domnule, i-am zis clar, indiferent ce este, fără intabularea celor două drumuri. Deci, fără intabularea ta. La vot cu amendamentul ăsta? Amendamentul respectiv. Nu e vorba de nicio intabulare. Cum dacă îți spui aici, domnul tineri? Măsurați intabularea tuturor dumneavoastră. Adică din tabulatul furat odată terenul, dumneavoastră și ceilalte mai furat în colare. Prin reactualizare, inventarul pune capacitate. Prin reactualizare. Nu, domnule, aici sunt consiliul local, noi suntem cei care îi poate hotărâm. Nu guvernul, de aici pleacă toate prostiile care aici sunt. De ce ședință? Păi dar să poate rezolvă aia din ele atunci. Aia să se rezolvă. Păi dar să poate rezolvă. Să vei drumul și mai în 2005. Retrocesare. Acum nu mai trebuie și vorba inițială. Iar ce e așa? Fiecare care are o neînțelegere, nu mai prin judecatul. Și atunci am un avocat. Cine și-a asumă? Răspunderea de chiar. Îi poate rezultat. Poate o să spună. Dacă nu are alte... Doi oameni, uitați harta asta care este, am avut-o eu de acolo. Uitați-mă pe aici cum a clasat ei drumul ăsta pentru care mă zbat de atâta timp. Pentru că părinții mei au moștenit și a avut pământul ăsta. Pentru asta era să mă arăt tata în două războaie mondiale. Pentru asta, nu pentru ce spun ei. Uitați-vă și dumneavoastră, drumul ăsta de aici nu are lume. A pus căcatul ăsta din lume la aici pe bucățica asta din teren. Ce n-ai mă ajuns? Spune-i mă atâta. Iar îți spune-mi în formă inițială, oamenii nu știu care și cum ce să facă. Fără că ce vreți să votezi? Votezi ca să nu-mi dea mie drumul și glumă mică sau votezi ce vor ei să facă? Votezi pentru piață. Deci nu votăm că nu-mi s-a mântat. Dar ăsta e amendamentul, să mi se dea terenul ăla înapoi, acolo să-mi mâini în tabulezi. Domnul Boac, altă problemă, domnule, discutăm ceva și... Domnul Boac, am discutat această problemă. Nu mai multe ședință. Pe bine înțeles. A spus că de un an de zile a făcut o cerere la primărie și după un an de zile a primit un răspuns. Un an și două luni. Un an și două luni, cum a spus dumneavoastră. Ne trimite niște dată pentru aderația care au făcut-o domnul Cinezi, 9303, unii drumul ăla. N-am căutat că trâmbitul până la 12. Arătate-l Mihalu și tot 9303 drumul. Și discuția a fost în ședință să vă adresați judecătorie. Și a spus că vă adresați judecătorie. Da, domnule, dar pentru asta m-am dus luni la Arhivele Române să mai scot de acolo acte. Pentru că acolo trebuie acte. Dacă vine aici la noi în primărie, dă tot actele astea, domnilor. Domnule, ăștia specialiști care nu sunt specialiști. Asta vreau să spun.
Pentru asta m-am dus și mă duc iată, domnul Amicoare. Vă poartă pe domnul pentru înțeles care nu le-a partidul primarie și nu știu familii mică. Da. De-a domnul pentru cu de 2 ani de zile. Nu, pentru și deci nu treci proiectul sub nicio formă. Cine-i domnule, ridicați mâna, cine sunteți contra, că nu s-a văzut. Cine-i contra? Dar nu, sunt cei nu suntem contra, suntem cu amendamentul ăla ca să nu se, să măsoare, să nu se intabuleze cele două bucăți fușii din drum. Asta. Nu e vorba de intabulare. Eu n-am, oamenii n-au înțeles din cauza bulversării, astea amestecăm problemele, oamenii n-au înțeles ce vrem noi să facem. Vrem să completăm inventarul comunii Oituz, poate trebuia numai așa formulat. Și se face anual, domnule. Inventarul se face anual la 31 decembrie, discutăm altă dată. Acum se completează inventarul, vederea la opțiunea lor. Nu poate de două drumuri, domnule, ce nu poate doar. Dar n-avem grijă. Cine nu e și trecem, că vezi că o să faceți din ăsta un circ. Ați vorbit, ați vorbit o dată de două ori, vi s-a dat soluția. Până când o să mor. Vi s-a dat soluția, mergeți la județ. Noi suntem de aici, de acord, nu suntem asta. Domnule, atunci fac... Atunci fac hotărâre de Consiliu, dacă dumneavoastră, să vedem dacă aprobă Consiliul și dumneata, ai curaj să-ți dai... Da, domnule, da, da, ai curaj, cum avem dumneavoastră. S-am dat soluția. Soluția nu este aia. Păi de acum să nu, dar atunci te ceri de fiecare dată că vrei ceva. Nu așa, când ieși drumul, până acum, apoi este momentul să rezolvăm o dată la formalinii care s-au făcut. Da, s-a votat, n-a trecut și cu asta, cu asta. Ne certăm până... Și oricum, și prin absurd să zicem că s-ar fi votat să nu fi trecute cele două drumuri, dumneavoastră tot n-ați fost proprietar al celui drum, că n-aveți... De cine n-ai... Cum adică, da, mă? N-am fost pe terenul nostru proprietar. Vă aduc acum, marți, vă aduc scris. Că a fost prin rolul tatii și a mamei și a fost la părinte. Și cu martor. Dumneavoastră nu știți, acolo trăiți acolo și nu știți. Dacă nu rămâne al dânsului ca singur proprietar, rămâne a familiei, dar rămâne a familiei. Păi, dar cum? Cu ce acte? Dar cu ce acte? Dar cu dumneavoastră cu ce îmi dovediți că ia primărie? Spuneți-mi cu ce? Aveți un act dumneavoastră? Nu e asta, ăla e foarte scandalul lor. L-ați făcut acolo cu galbe și a scris acolo altfel cu cățica aia de 50 de metri. De ce nu l-ați făcut pe la bine 1060 de metri? Domnul Leonar, nu trebuie să înțelegeți, nimeni n-a are nimic împotriva dumneavoastră. Doar că nimeni nu poate să cedeze așa un teren, doar că dumneavoastră precizați... Dar cum te-ai... Cum ne-a luat din nou terenul? Terenul părinților mei, unde e atunci? Așa, pe mine, mă rog. E așa, pe mine. Domnul consilier! Puneți aici, mă, de 17 euro. Domnul Bac, mă rog frumos! De 17 euro. Domnul Bac. Dar nu aici, au spus. Ei, nu! Aici, nu hotărâm, nu altcineva. Dar nu hotărâm noi nimic. Domnule, trecem la punctul divers. Santier, deci am votat, Santier, discuția cu proiectul. Da? Da, domnul... Vreau să vă întreb și eu cu domnul primar. Continuăm. Vreau să vă zic că a fost transmisă o adresă de la instituția prefectului, prin care s-a dus la cunoștință că printr-un ordin al prefectului s-a aprobat modelul cadru al procesului verbal de constatare și acționare a contravențiilor prevăzut de legea 18, de legea 10, de legea 165 și s-au desemnat persoane din cadrul acestei instituții împuternicite să constate și să aplice contravențiile și prin adresă ni se solicită să prezentăm acest ordin și consilierilor locali. Și vă zic care sunt persoanele împuternicite ca asta scrie în ordin să aplice contravențiile. Cură Gheorghe, Neagu Roxana, Chiriac Robert, Copșa Raluca, Grozavu Mihai, Aleca Maria Magdalena, Velic Violeta Beatriz și Baraban Alexandra Teodora. În mare. Cred că mi-a bine să mă explic niciodată, că lumea n-a înțeles. Deci prefectura are dreptul de a aplica contravenție da. În cazul în care se aplică. În cazul legii fondului funciar și da. Celor cu retrocedere. Și ni s-a adus la cunoștință, ni s-a adus la cunoștință acest fapt printr-o adresă, solicitându-ne în aceasta să prezentăm și consilierilor locali acest ordin al prefectului prin care s-au împuternicit persoanele delegate să constate contravenție, pe care vi le-am prezentat ca și nu. Da, domnul... A plecat domnul Tămaș. Am văzut și eu, așa aia. Vreți să vorbim între noi, așa. Da, până una... Mare rost. Da, spune-mi. Doamna, să consumeze. Problemă cu iluminatul public. La margine se aprinde de vreme.
La noi se aprinde mai târziu. Una la mână, a doua la mână. Becul de la Bârsan nu merge, becul de la Dima nu se aprinde, becul de la... Care de la zona Bișor? De la zona din jos, zona noastră acolo. Și becul de la... Dar aveți frecvente, au fost frecvente. Eu le anunț, l-am anunțat, nu anunțul dat. Dacă trebuie margine, nu se aprinde. Domnul Vice a avut probleme și da, nu le-a putut rezolva. Nu, de ce vreau să duc? Știți să se repare, că de mult nu merge. Și-a locat domnul. Cele trei... Dar am înțeles că astea trebuie anunțat domnul viceprimar. Deci, anunțat domnul viceprimar, el își notează. Noi am anunțat, dacă am anunțat și ăsta... Eu nu am fost să trebuie la clarificat zilnic sau... Domnul Bogdan. Nu, vreau să spun că trebuie să fie privat. Domnul Petrișor. Domnul Petrișor. Dacă tot e vorba de terminat, mi s-a dus lumea la cunoștință să se lase aprins până se înselinează de ziua. Pentru că dimineața oamenii merg la muncă, copiii la școală pleacă la 7 fără un sfert și când ești pe drum... Eu am propus în loc de ceasurile alea care sunt acolo să monteze senzor crepuscular. E mai... Exact. Simplu. Am mutat senzorul, l-am reglat la sensibilitate. Lumina zilei, nu. Da, asta prinde să stinge sigur. Nu mai trebuie dute și nici cosul de dute. Da. Asta ar fi propunere. Nu uitați propunerea. Nu la fiecare pot de transformare. Mai repetați propunerea care ați făcut-o. Să se monteze senzori crepusculari. Vreți să explicați? Domnul Bogdan, aveți cuvânt. Domnul primar a venit în ședință. Domnul primar, vreau să vă întrebăm despre proiectul din Călcăile acolo, când se finalează tot întreabă oamenii și... Dar, când a venit, a trebuit să facă de la hidrologie, de la Apele Române, a trebuit să facem o aprobare. Și ei au zis că, domnule, dacă plouă, e prea mică conducta. Și a trebuit să schimbăm cu conductă de 800. S-a ridicat și valoarea proiectului. Că altfel nu ne dă aprobarea. Că e mai bine să curgă apa pe uliți decât să meargă prin asta. Și atunci s-a schimbat proiectul și acum așteptăm. Lucrarea ei nu e grea. Domnul numai că nu mai poți să imprime pe uliță acolo. Păi eu știu, dar nu e... Problema este că s-a schimbat și banii avem numai pentru jumătate, că noi a fost 400 de mii, s-a ridicat, dacă prin diametru ăsta, și plus că n-a fost prevăzut bazin de retenție. Și acum a trebuit să bage și bazinul de retenție, că a zis domnule, se formatează. Și e dat în studiu, dacă vreți să-l chem pe domn Bâscă și vă spunem ce stau. Eu și iarna se poate lucra. Pentru că iar trecut au lăsat mașinile cu stradă, că nu poate intre. Eu de aia nici n-am dus balastru ca să mă înalți, că am zis că pleacă să face de anul ăsta. Dar dacă trebuia un hidrolog să facă niște studii și unul a plecat în concediu, am găsit altul, că nu mai sunt oameni care lucrează. Exact ca proiectanții la piață. S-au schimbat până acum 3 proiectanți, că nu vrea să facă, că prea puțin, a ridicat prețul, după aceea că el nu face nu știu ce și uite așa se întâmplă. Că lucrarea în sine nu costă, nu. Proiectul costă. Da. Domnul Pater, cine a zis? Da, domnul Florului. Dacă e tot vorba de poduri, podul de la Hărnă mai e aproape gata. Sper că va fi și umplutura gata, tot am văzut. Nu. Există un proiect și tocmai de-aia s-a făcut mai înalt, ca să se scoată din panta respectivă. Dacă rămâne panta aia, mașinile la deal nu s-au ajuns. Nici o mașină. Dacă rămâne panta, cum s-a ridicat podul? S-a făcut un pic mai mare, panta cu 50 cm. Păi cum faci podul mai ăsta și să faci panta mai mare, înalți podul și... Nu, 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 s-a înălțat podul cu 50 cm. Nu s-a finalizat, s-a făcut prag. S-a făcut prag și acum trebuie făcut de umplutura. Aaa, când se termină podul. Păi e aproape gata, vă spun. Dar podul trebuie să-l suci întâi ca să-l faci ca să bagă cară în bala asta. Să treci podul, să circul. Merge, e important când merge, da, așa, dar la mine peste vale, doar e în fund pe domnul Costică, nu? Când e izolat, nu s-a făcut, e izolat, nu s-a făcut, 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 n
A spus și el două. Primar, am vrut să spun că se lucrează cu vizionare. Când a fost timpul bun. De la urmă, 30 s-au lucit grinzile. Că grinzile alea când le-a primat, trebuie să le pun pe o lună de zile la uscat. Că la mulți le dă din fabrică până nu se usucă. Pe 30 nu se poate să le eliberea. Până pe 30 nu se eliberează. Bă, asta eu nu am spus că nu se lucrează. Nu, nu, nu s-a lucrat la timp, da. Pentru că ei s-au gândit, au săpat, aici a fost greșeală. Au săpat amândouă găurile fără să gândească că vine ploaia. Când a venit ploaia, a trebuit să iară să decolmateze, iară să trebuia să toarnă pe un picior. Când s-a început lucrarea, trebuia să spună mergul. Poate este rost. S-a făcut scandal aici, până atunci nu s-a făcut la acolo. Cum s-a făcut scandal aici, nu s-a început să-l facă poliția. Da. Dar acum se lucrează cu 5-6 oameni. Domnul Boase, vă rog frumos, ascultați-vă. Domnul primar, mai ascultați un pic? A fost un proiect de hotărâri cu niște lemne din pădurea primăriei, marcat. Da. Ce s-a întâmplat cu lemnele? Vă spun eu ce s-a întâmplat. Bocănescu a dat o grămadă, a dat lemne și dă în continuare, pe când Paganel nici n-a pus la urmă. S-a dus oamenii la aici. Niculăiești, da? Domn Peleș. Niculăiești. Dar nici pare cum să dea Paganel. Și așa a fost, așa a fost când s-a făcut, când s-a făcut asta, așa a fost aranjamentul. Și cele voastre care am depus, n-au primit niciun lucru. Uite, când s-a dus la el, oamenii cumpără 1.800.000 de metru. Păi da, dar a fost și la... A fost și la asta, a fost și la ocolul de stat și niciunul n-a vrut să urci, că a zis că e drumul rău. Noi... Domnul Bogdan, când la noi anul trecut am vrut să facem la piața acolo așa, să facem depozit. Am fost și tot. Este pământul împărluat, așa cum a folosit de altcineva. Nu vrea apărat ceva, domnul primar. Nu se poate așa cu lemnile. Dar nu s-a vrut. Dă mă, pădurea primăriei ca să facă altcineva. Da, domnul primar. Da, trebuie dacă vă stați să citeți să vin ce prețul cu furii. Cine? Și lumea cum pete și lemnile ieftine din pădurea primăriei și le vinde la oameni cu 180 lei metru ster. Da. Păi aveți posibilitatea atunci când se propune prețul, că de fiecare dată, din cât îmi amintesc, prețul a fost același propus. Aveți posibilitatea să ridicați, să-l ai prețul minim. Dacă nu dacă tu nu ridicăm. Noi am ținut ca să nu ridicăm, să poată să beneficieze oamenii de lemn. Dar era scoaterea la licitații, ci beneficiare. Domnul viceprimar s-a putut cu un problem că vorbește el. Cine ca să nu... Cât unul dintre ele. Nu poți să te oprești pe cetățeanul. Da, da, da. Domnul președinte, că zice că noi vindem la. Haideți să luăm aici chestia cu fiecare licitație care se face, să participe și câte un concilier de la fiecare pământ și din prin rotație. Cine este de acord să participe câte un concilier la licitație? Foarte bine. Ca și invitat. Ca și invitat, da, înțeleg. Da. Da. Nu vreau să spun. Ba, apar eu participă. Domnul Foarte. Cine să vină? Dar pădurea. Domnul Foarte. Să păstrăm o regulă, da. Domnul Foarte, aveți cuvântul. Vă rog frumos să supuneți la vot o propunere pe care am mai cerut-o să se prezinte. Cu voi de principiu. Da. Un raport privind situația Cugului. Sunt oameni care vor să facă investiții sau au deja investiții și nu pot să se autorizeze din cauza acestui cug. Consider că e nevoie să știm ce s-a făcut, ce mai trebuie făcut, ce soluții să... Deci un raport pentru ședința următoare. Da. Vă rog să supuneți votului. Domn primar! Da. Ca să nu mai existe, să rămâni în aia. Ar trebui asta cu supusul votului, supune la vot doar o hotărâre. Nu mai pot să spun. Atunci, eu am mai cerut. Dar Consiliul Local are dreptul să ceară raport. Da, categoric. Dar zic, nu, eu nu văd rostul de fiecare dată. Spunem la vot. Spuneți la vot doar ce este hotărâre. Atât. La noi s-a tot perpetuat chestia asta. S-a mai mers pe ideea, domnule, știți, ca să facem prezentări, că nu văd la principiu. Să cereți, nu văd. Nu e la comisia primăria plecat chestia asta. Ca să ne deveți să recunoaștem. Aici, după principiu, la comisia primăria plecat. Păi da.
Păi și să nu mai contribuie. Să se facă un raport din partea compartimentului de specialitate privind situația actuală a Pugului. Domnul primar. Da. Domnul Gurean. Domnul primar, la ședința extraordinară, a fost acum 2 săptămâni, a rămas în discuție cu drumurile. S-a înțeles că nu se poate continua recuperarea sau înălțarea unei nevoie din cauza cetățenilor. De atunci nu s-a mai mișcat nimic, nici cu, nici fără. Am înțeles că vine poliția locală, o să ia măsuri și o să continue ceea ce a început. Domnule, putem să începem pe 7 luni. Dar a trecut 3 săptămâni. Pentru că au fi trecut, dar nu pot să trec pe 7 luni. Dar vine frigul, vine iarna. Am fost cât am fost la urmă. Cu mașinile, pe lume o mașină. A început alte lucrări. A început și care a aprobat domnul Petrișor șanțul ăla pe lume iarna. Merg pe șanțul. De aceea și discuție doar avem de... Dar domnule, a ajuns de la ajuns și cu o mașină ai cantul ajuns și cu o mașină de zile. Uite că când am mai vrut cu Marius să fac, a zis că e prea tare, nu poate să strice utilajul, să decopertez cu utilajul. A zis că îmi plouă, poate să decopertez. Am făcut contractul, nu pot să iau contractul în fiecare zi, nu e bunic. Întrebați-l pe Marius. Dar atunci când s-a trimis, nu are de ce. Deci a trimis să fie un singur utilajul, aia e problema. A lucrat în domnul, nu s-a lucrat în două acum, acolo, a ieșit domnul cu capul, acolo nu trebuie să facă și tot felul singur. S-a început cu cadastrarea. S-a terminat cadastrarea. După ce se termină cadastrarea, dați-ne un termen de finalizare, domnule. Domnule, finalizare. Parcă nu putem face. Nu se știe, nu mai promite. Ore. Deci trebuie să găsim o formă să eludăm denumire. Deci, aranjarea trotuarului, aranjarea șanțului și amenajare. Așa putem face, dar nu putem face. Și anul ăsta nu ai ce să facem. Am mai avea niște patru vieții. Dar să o îndreptăm acolo ceva, măcar că e rău. Nu se poate intra cu mașina. Nu, n-ai de ce. N-ai unde opris. Cum vezi ceva? Nu știu, parchează vis-a-vis ca să noi când ieșim în șoseaua națională, nu mai vezi în dreapta. Și acolo să pune numai sens unic, ca vin cei de la drumul și mai zic. Așa stă în hai să terminăm, hai să terminăm. Doamna consilier, am zis să pus cu consiliul local 3 probleme. Dacă vă amintiți la ședința de luna trecută, a solicitat domnul primar să ne comunice în ședință dacă autobasculanta este defectă. Pentru că în spațiu public, în comunitate, s-a auzit că autobasculanta ar avea defecțiuni. Autobasculanta a costat 100.000 de euro. N-a fost pus în circulație. Domnul primar ne-a spus în ședință că basculanta nu are nicio problemă. Domnul primar, m-a termin și vă vezi cuvântul. Pe data de 11-10, comisie formată din apostol Dorel Foroi, Costic, Osul Oșion, Boacă Leonat și Bâscă, nu-s consilierii superior, ne-am deplasat la școala numărul 2, întrucât mașina a fost dusă de aici, din spatele primării, la școala numărul 2, pentru că s-a bătut cu barosul în bolțuri. Și nu putea să bată cu barosul în bolțuri aici, în spatele primării. Îi sărită vopseaua după benă, după bolțuri, se vopseau cum a bătut cu barosul. Și ne-am dus la fața locului. Așa am procedat la verificarea tehnică a autobasculantei marca MAN, număr de matriculare Bacău 05 CLO, aflat în dotarea Comunei Tuz, ca urmare a unor sesizări din partea cetățenilor comunei. Comisia a constatat următoarele. Bolțurile de prindere a benei pe autoșaziu prezintă urme de lovituri, vopseaua fiind sărită.
Vena este arcuită în sus. Tampoanele venei nu calcă pe autoșasiu. Vena rezervându-se doar pe bolsurile din față. Mașină nouă, nouță. Așa. Exact. Am cerut domnul primar, ne explice, domne, de ce nu calcă? Pentru că tampoanele sunt făcute să calce pe șasiu. De asta sunt. Deci nu calcă. Vă spun, domnule, așa este. Pe data de 11 mi-am că mi s-a părut normal să venim la domnul primar. Nu mergem din capul nostru acolo. Și am solicitat domnul primar să ne însoțească la autobasculantă, constat, pentru că sunt specialist în domeniu. A refuzat să meargă cu noi. A refuzat, ne-am dus noi și l-am adus la cunoștință. Printre care, comisia solicită reprezentanților firmei furnizoare pentru confirmarea celor constatate, mașina fiind în perioada de garanție. Până la verificarea celor constatate, comisia propune nepunerea în exploatare autobasculante. Din luna mai și până în prezent, autobasculanta a stat în spatele primăriei. După constatarea noastră, autobasculanta, cu toate că am cerut să nu fie pus în, până vin reprezentanții firmei, a fost pus în funcțiune și care molus de la canal, de la canalul Catarama, care face legătura cu jos, la piață. Vreau să întreb, domn primar, dacă a făcut adresă către firma... Nu, domnule, reprezentanța. N-am făcut pentru că mașina nu e defectă, domnule. Mașina nu e defectă. Deci, m-am uitat și pe internet și pe ăsta. Tampoanele alea sunt puse, dacă vă uitați, după aceea m-am dus cu domnul Boacă, când am avut timp, am ridic, fără să ridic un dege, fără, am scos borțuri, am apăsat pe buton, s-a ridicat vena, toate, din față până în spate, toate erau vopsite. Alea sunt în momentul când se încarcă foarte mult și se curbează puțin, că cedează, că e elastic ăsta. Atunci se lasă pe șasiu. Dacă mașina a fost goală, iar dacă s-a stricat ceva aici, de la București sau de când a adus-o din Germania, el era, vopseaua trebuia să fie dusă după tampoane. N-a fost dusă. Vopseaua stătea pe tampoane. Cum stă și acum, cu toate cărăm, stă acolo. Acolo când o încarci, o supra-încarci, atunci se lasă. Așa stă fiecare mașină. Nu-i pus tamponul acolo ca să stăie, ca să stea pe tampon. Este pus în caz când se încarcă prea mult, nu se înconvoie. Deci aibă o ăsta. În calitate de specialist, nu așteptam răspunsul care l-a dat. Deci ăsta e. Domnule, dacă... Asta e problemă. Domnul primar. În momentul în care capitele bene apasă pe bolțuri, iar tampoanele sunt suspendate, în momentul când la greutate ajung tampoanele pe autoșasiu, bolțurile ce fac? Se lasă în rost. Automat. Domnule, mașina stă pe patru, bena stă pe patru picioare. Ăla este rezistența mașinii. Și când basculezi, și când... Păi care dacă stau în aer, cele patru tampoane sunt aer. Da. Și bena trebuie să fie arcuită în sus? Unde e care? Păi dar este arcuită. Este... Da. Bine, eu am... Domnul consilier, sunteți de acord, iar începem cu vot de plicit, sunteți de acord, noi, cu comisia, să facem o adresă către firma care a vândut această mașină, să fim la fața locului, să ne constate, dacă nu are probleme sau nu, scuze, deci mașina. Cine este de acord să facem adresă de mașina? Da, e în garanție. Da, e în garanție. Ar fi păcat să se facă. Păi dacă am zis că nu mai e dosar în principiu. Da, dacă. Da, dacă. Bine, atunci nu să facem. Facem noi. O să ceară abandonul inginer în momentul când mașina este defectă. Defectă. Altfel nu, pentru că este intermediul garanției, știți prea bine. Sigur. Bena, dacă este așa, Are un șasiu de bine care este prin șasiul bine. Deci bine are alt șasiu, nu șasiul mașinii. Deci bine calcă și să vă ridică și aia pe șasiul bine. Dar se vede că nu calcă pe șasiul bine. Aici e problema. E foarte simplu. Un neprofesionist s-a urcat la volan din greșeală, bănuiesc că a apăsat pe butonul de basculare. Bena era fixată în bolțuri. Automat au arcuit bena în sus. S-a oprit. Vă gândiți de ce bolțurile a sărit? S-a bătut cu barosul în bolțuri? Bolțurile a fost în portare. Dacă cineva umblă și nu știe să dea, are un mâner, care ăla trebuie dat pe liber, jos. Dacă el l-a ținut cu mâna așa și a văzut că a coborât, eu știu cine a urcat. Avem camere. Eu doresc să vă mulțumesc pentru vizionare. Și incuiatul mașina asta. Problema este că din decizia să te necunoaște de acolo. Iată mi-a venit de acolo. Domnule, a arătat, s-a ridicat, sus, s-a coborât. Toată lumea vorbiți ca niște babe, iertați-mă că vă spun, ca niște babe, ca auzit. Vă demonstrez și acum, dacă se duce un începător,
și pornește mașina și apasă pe cuplare la keeper, care la pompa, și nu are aer și stă să ridice, în momentul când face aer, vine aerul și cuplează pompa aia și face un tranc. Și probabil au zis că nu sunteți de acord să vină dacă pompa nu are aer. Deci nu, pompa e de aer. Mașina e acolo și nu e locală. Mașina e în ordinea consiliului local, da? Da. Cel care a luat nimic. Asta facem adesea. Asta e pompa în loc. Când o cuplează la pompa de pasă. De ce nu e de acord să vină să vină pompa? Păi da. Domnul consiliu, ce este? Domnul consiliu, ce este? Domnul consiliu, ce este? Domnul consiliu, ce este? Domnul este atât în aer. El trebuie să coboare până jos. Te contrazic, te sunt la 7 mașini. Voi ați văzut cilindru că are un negru. Cilindrii când se fac, se închid la maxim. Exact, distanța dintre calcoare și așa cilindrii și atâta e scurt. Se lucrește la negru când se pune la sus. Poate nu știu ce fac. Poftim ce apar foarte bucioasă. Da, măi, dar așa este. El nu e adevărat, că bate în fundul. Du-te la 7 bascule și uitați. Domnule consilier, mașina are garanție. În momentul când se duce să se facă revizia, ăsta o să spună specialistul. Nu stăm acolo la revizie. O să spună specialistul acolo. Mare domnul. Vă gândiți? Nu mai avem și oricine, adică se are domnul președinte. Mai avem o problemă de supus. Această problemă, am o problemă de supus Consiliul Local. Pe data de 11-9, domnul Șepe, a avut loc concurs pentru ocuparea postului de muncitor în cadrul serviciului Apă Canal. Să vedeți dumneavoastră actualul șofer pe autobasculantă. Să vedeți ce condiții s-a impus. Aici. Comisia propune... Așa. Condiții specifice de participare la concurs. Să aibă studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat. Să aibă vechime muncă de cel puțin 3 ani. Să fie calificat în meserie de electrician și de instalator. Să aibă permis de conducere categoria B, C, E, precum și atestat. Deci era vorba de ocuparea funcției de șofer pe această mașină. Întâmplător bănesc, acest domn care a ocupat funcția a știut de aceste clarificări. Și au obținut, la Sfântul Gheorghe, dacă vă spun ceva, la Sfântul Gheorghe, au obținut niște atestate, dar niște un fel de certificare, nu sunt diplome. Uitați, dar cine vrea, eu le prezint. Și el era pe data de 8-7-2017, în timp ce mașina staționa în spatele primăriei, electrician, deci ce se spune aici, a fost evaluat pe baza standardului opțional pentru calificare electrician-constructor. Firmă din Sfântul Gheorghe. O altă firmă din Sfântul Gheorghe, pe data de 28-6-2017, i s-a dat instalatori, instalații de incendiu sanitare și de gaz. Deci, cu aceste două atestate, a obținut a participat la concurs, dar prin aceasta s-a frustrat și dreptul cetățenilor, șoferilor din Răutuz de a participa la concurs. Pentru că cine mai avea aceste condiții care le-a cerut prin Răutuz? Vreau să vă spun că a fost un singur candidat care știa dinainte, s-a documentat omul și a obținut calificările necesare și a participat la concurs. Și ce insunați, domnul Dorău? Cum? Ce vreți să spuneți? Păi nu insunați. Vă dați seama cum... Transparența conducerii primăriei. Aici e transparența. Dacă îmi permit, dacă vorbim de transparență, postul respectiv a fost o lună de zile afișat acolo. Noi am angajat mecanic la Apă Canal, nu șofer, că nu avem post de șofer. V-am spus de 1000 de ori și o țineți tot pe dumneavoastră. Deci nu avem. Vreți să o chem pe doamna Cristina să vă spună de câte ori am cerut post de șofer? Domnul primar, și nu-mi dă? Vrea să-l dau pe Gogo afară? Nu să-l dați afară. Condiții, mi-i trebuie la apă. Eu nu am post de șofer, domnule, ai înțeles? E și mecanic. Puteți să aveți dumneavoastră. E și mecanic. Nu poate, domnule, primăria, că nu acolo, primăria nu ia dumneavoastră. Acolo, postul ăla care a fost scos, a fost o lună de zile la sala de poziția cetățenilor să se înscrie. Eu nu pot să aduc unul că am în noi tu sau am în Fărăstrău sau oriunde am unul de angajat. Aș vrea să iau că trebuie oricare să tot să lucreze. Mie mi-a trebuit om laborant
Pentru că acolo la stație am probleme și plătesc în fiecare lună. Ăsta nu e șofer. Face, am pus condiția de șofer cu atestat că puteam să-l pun pe Gogo, dar Gogo nu are atestat și n-am vrut să-l ia. Face și mecanică, în pauză, pe cum? Dar crezi că, mașina lucrează toată ziua? Nu, am dar administrator la piață, de ce am pus om de la Onești, n-am găsit un loc? El a câștigat, domnule. Da, acolo administratorul pieții. Doar că a fost la Onești, nu pun. Nu găseam un amărânt. Patru oameni au fost, domnule, acolo. S-a băgat cineva, a fost concurs patru oameni. Poate înainte așa făceam. M-am retras ca considerat că eram pensionar, putea să ocupi un alt cetățean al comunei. Domnul primar, am venit în biroul dumneavoastră, vreau să ne cunoașteți, și v-am spus, domnul primar, uitați să aud din spațiu public, în comun. Dacă îmi dați voi. Aveți o neînțelegere, dați mai departe, nu. Totdeauna v-am spus, dacă credeți că primarul face o neregulă, faceți reclamație, chiar mă rog să-mi faceți reclamație. Ați procedat corect? În defavoarea șoferilor trăiesc? Eu am făcut ce ne interesează. Pe noi nu fac în favoarea șoferilor. Nu găseam instalatorul în cuiva sau în defavoarea cuiva. Caut oameni competenți și oameni tineri. Domnul primar, avem angajat în primărie care a lucrat la domnul Cășuneanu pe tine. Da, domnule, n-are atestat profesional. Și ce mare, trebuia să facă un curs de trei care era problemă de atestat. Nu faci la vârsta asta. Cum să nu facă la vârsta asta? Nu poate. Cine cerea dânsul atestatul din prun de la Gălățeanu și până pe Tisa? Cine cerea atestat? Domnule, păi da. Nu există. Dar domnul vă... Păi atunci, hai să nu-i mai luăm, să nu-i luăm asigurare, hai să nu-i luăm robinetă, că nu avem nicio cameră de la vedere. Domnul primar, 6.000 am dat pe robinet. Nu ați procedat corect, v-ați adus apropiații dumneavoastră și ați angajat la primărie. Asta e, nu ați procedat corect. În defăvoarea cetățenilor dumneavoastră. Îi dau la mine. De-aia umblă pe mașina mea și... Domnul Consultare, doresc să vadă documentația. Nu spune domnul primar, de-aia e dată lui pentru primar. Pe dumneavoastră, domnul Corcoman, dacă vă mașina dumneavoastră personală. De asta avem două mașini în primărie. Care sunt în țară și circulați. Una care s-a luat dracu. Domnul Consultare, mai am un punct și închei. Urgent. În ședințele anterioare, consilierii actuali nu cunosc faza cu proiectul cu podul la Gălățeanu. Am tras axelul toată documentația și am dat-o la comisie, ca să studiați să vedeți, pentru că am fost acuzați că eu, când eram viceprimar și cu domnul primar Vostoloș, am schimbat destinația podului la Gălățeanu. Dar nu mai folosiți un frumos pod. Punte Gălățeanu. Nu, podul de construcție. Mă rog. Podul care urma să se construiască. Am tras axelul și cine a vrut, a văzut că toți cei 15 consilieri am aprobat proiectul, am dat aviz favorabil și era pod de avizare tot. Și în ședință, toți 15 consilieri din Consiliul anterior am votat pentru. Pe masa noastră a fost proiectul, unde se vede poziționată puntea actuală, pod la Gălățeanu, iar în Amonte se vedea unde va fi construit podul. Amonte sau Amonte? Amonte! 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 Deci, pentru clarificarea acestei situații, consider că mi-a făcut datoria și v-am pus documentația ca să vedeți că au mințit. Fiind campanie electorală, am mințit cetățenii din comunul Oitu, din satul peste Vau. Și am spus, domnule, nu fiți de acord cu podul de trafic greu. În cazul în care primăria face pod de trafic greu, nu mai repară puntea asta la Gălățean și o să dați dumneavoastră. Așa au fost mințiți cetățenii. Exact. Ca să știți. Așa. Și mai aveam un punct, dar l-a clarificat domnul primar. Statul public, materialul, unde sunt apăsate bazele. Am zis, da. Domnule consilier, declar ședința încheiată. Vă mulțumim! Următoare ședință vedem, 15 zile.